În dimineața aceasta aș vrea să vă atrag atenția asupra unui verset din Eclesiastul, capitolul 10, versetul 8. Știu că o parte din versetul acesta este extrem de cunoscută și o folosim foarte des în discuțiile noastre, în vorbirea noastră curentă. A devenit proverbul, poate că cel mai cunoscut dintre toate proverbele. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Acum am auzit o interpretare mai modernă a primei părți, cine sapă groapa altuia, departe ajunge. Am auzit. Cine sapă groapa altuia, departe ajunge. Este, de fapt, politica vremii, nu? Mijloacele oamenilor politici astăzi, cine sapă mai bine pe celălalt, ajunge el mai repede în față. Cred că sunteți cu toții în campania aceasta electorală și sunteți bombardați ca și mine de dimineață până seara cu săpăturile ba unuia, ba celuilalt, nu-i așa? Și știți bine despre ce vorbesc, dar nu ăsta este subiectul meu în această dimineață, ci subiectul meu l-am intitulat Zidul și șarpele. Cine surpă un zid, cine demolează un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cred că este candidatul dumneavoastră, nu? Donald Trump ne promite un zid. Să ne păzească de șarpele mexican, nu? De șarpele care vine din sud cu droguri și cu alte otrăvuri pentru noi, nu-i așa? Și ne place ideea asta să fim protejați, să fie un zid, Domnule, să nu mai treacă la noi. Cei care ați fost în Israel, ați văzut că Israelul și-a construit un zid foarte puternic să se apere de palestinieni. Zonele palestiniene sunt înconjurate de un zid uriaș. Încă nu am văzut asemenea ziduri de beton, cred că au în jur de 5-6 metri înălțime, probabil 20 de fiți înălțime, absolut nu se pot escalada. E bine, zidurile acestea asigură protecție Israelului de cei care se aruncă în aer împreună cu evreii, nu? De terorismul arab. China a zidit un zid uriaș să se apere mai ales de năvălirile din nord a mongolilor, a popoarelor migratoare. Oamenii au făcut ziduri să se apere în toată istoria. Dacă mergeți în România, veți găsi foarte multe dărâmături vechi de cetăți peste tot. Oamenii și-au făcut ziduri să se apere. Evreii și-au construit un zid foarte puternic să-și apere țara, să-și apere Ierusalimul. Și acum zidul Ierusalimului este, poate fi vizitat de toți cei care se duc la Ierusalim. Dar evreii și-au construit și vreo 613 ziduri pentru a se proteja, să nu calce cumva cele 10 porunci, știți asta? Ei spuneau, poruncile astea suplimentare care noi ni le facem, 613, au menirea să ne păzească să nu călcăm adevăratele porunci. Sună inteligent. Haideți să vedem câteva ziduri pe care Dumnezeu ne cere să le zidim și să le întreținem. Pentru că în momentul în care un asemenea zid este demolat, este surpat, intră șarpele cel vechi, diavolul, în viața noastră și ne distruge existența. Haideți să vedem trei ziduri pe care Dumnezeu ne poruncește să le avem și El ni le-a dat, de fapt. Primul zid de care vreau să vorbesc este zidul legii lui Dumnezeu. În cartea Exodului, capitolul 20, versetele 1 la 17, avem cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat omenirii. Noi spunem lui Israel, dar lui Moise.
Dar aceste 10 porunci sunt date omenirii întregi. Ele sunt la fel de valabile astăzi pentru creștinul de astăzi cum au fost pentru evreul de atunci. Pentru că Dumnezeu ne le-a dat ca un zid, ca un zid de apărare, de apărare împotriva diavolului, împotriva păcatului. Și zidul acesta trebuie întreținut, trebuie apărat și nu demolat. Cele 10 porunci au menirea să ne protejeze de efectele păcatului. Pedeapsa divină vine întotdeauna împotriva păcătosului. Sunt consecințe morale și fizice ale călcării acestor legi. Ori de câte ori Israel a călcat această lege a lui Dumnezeu, a demolat acest zid al legii, l-a mușcat șarpele. Ba a venit șarpele filistean, babilonian, asirian, etc. Toți au venit peste ei. Când au călcat legile lui Dumnezeu, au fost pedepsiți de Dumnezeu prin șarpele care au venit și i-a mușcat. Întotdeauna au fost consecințe când au demolat zidul legii lui Dumnezeu. Să știți că și pentru noi tot la fel, când călcăm legile lui Dumnezeu, există consecințe. Pătrunde diavolul în viața noastră atunci când surpăm zidul acesta a legilor lui Dumnezeu. Haideți să luăm puțin cele 10 porunci și să vedem că ar trebui să le cunoaștem și ar trebui să le respectăm. Cei mai mulți creștini, dacă sunt întrebați ce știi despre cele 10 porunci, în primul rând au fost date lui Moise și lui Israel. Care sunt alea? Foarte puțin sunt capabili să le spună, poate vreo 3-4 reușesc să le spună, dar nu sunt cunoscute de creștinii de astăzi. Faptul că noi călcăm legile acestea lui Dumnezeu, care n-au fost anulate de legea Harului, Dumnezeu n-a anulat poruncile care El le-a dat prin Moise lumii întregi. Ele sunt la baza civilizației umane. Ori de câte ori călcăm aceste porunci ale lui Dumnezeu, una din ele, atunci vine șarpele, pătrunde diavolul în viața noastră și în societatea în care noi trăim. Să nu ai alți dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele Domnului, să-ți aduci aminte de ziua de odihnă, să-ți amintești de ziua aceasta de odihnă, să cinstești părinții tăi, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești ce nu este al tău. Astea sunt legile care fac lumea de trăit în ea. Se poate trăi într-o asemenea lume care respectă aceste legi. Când una sau mai multe din aceste legi nu se respectă, civilizația aceea este periculoasă. Știm cu toții de drama care s-a petrecut recent în Dallas, nu? 5 sau câți polițiști, 6 morți, nu? 5 polițiști morți, 2 în alte orașe. E o nenorocire foarte mare, nu? Este o civilizație care nu respectă porunca să nu ucizi. Cineva se crede îndreptățit să pună mâna pe armă și să împuște. Nu se poate trăi într-o asemenea civilizație. Cineva a analizat liberalismul de gândire contemporan, pe care acum îl numesc ăștia progresiști, ăștia sunt progresiști. De fapt, sunt foști comuniști de altă dată care și-au schimbat numele să arate un pic mai bine. Așa, pentru că e la modă acum. A analizat cineva gândirea aceasta progresistă, care infestează copiii noștri de la școală, care este peste tot în America la ora actuală. Gândirea aceasta calcă toate aceste 10 porunci. Nu au nevoie de un singur Dumnezeu. Ei cred în mulți Dumnezei. Toți Dumnezeii sunt la modă, în afară de Dumnezeu cel adevărat. Poți să te închini lui Buddha, poți să faci mătănii lui Mama Pământul. Okay? Nimeni nu are treabă cu tine. Dar să nu pronunți numele lui Hristos, atunci devin intolerabil. Avem simpatie pentru musulmani, pentru orice altă religie, în afară de Dumnezeul adevărat. Credem în toți Dumnezei în afară de unul care este adevărat, nu? Să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu. Aproape toate înjurăturile au numele lui Dumnezeu în ele, nu? De ce nu-L pun, Domnule, pe Dumnezeu, Dumnezeii lor în numele? Ce Buddha mai vrei tu și acum, nu?
Da? Am văzut un billboard din ăsta, mi-a plăcut extraordinar de mult. Știți că se folosește foarte des numele lui Dumnezeu în deșert, nu? Când zice, ce Dumnezeu mai vrei și acum? Nu? Fraza asta, așa de des o auzim la oameni. Cineva a făcut un billboard din ăsta mare, în care, în loc de numele lui Dumnezeu, parcă a scris Dumnezeu acolo. Ce Hereras de vaca, nu știu ce vrei tu, nu? A pus numele unui mexican cu nume de asta lung, okay? Numele lui Dumnezeu. Ați auzit? Ți se pare ciudat, nu? Dar oamenii nu pun numele astea în jurăturile lor, ci pun numele lui Dumnezeu. Când am luat odată la întrebări pe un coleg de la serviciu din România, i-am zis, mai bun, înjur, înjur, dar de ce înjur de Dumnezeu, domnule? Asta nu înțeleg absolut, zice, nimic nu mă răcorește decât când înjur de Dumnezeu. Wow! Să-ți amintești ziua de odihnă. Păstrează civilizația modernă progresistă ziua? Nici vorbă. Cinstește-ți părinții? Aoleu! Scapă de ei cât mai repede posibil, nu e așa? Să nu ucizi? Pentru o societate care îl omoară pe copilul din pântecul mamei lui, te poți aștepta să aibă grijă de tine? La bătrânețe scapă lumea de tine, nu? Că faci umbră pământului degeaba. Viața nu mai are niciun fel de valoare pentru această lume în care noi trăim. Să nu prea curvești. Păi astăzi, chiar că râd de tine dacă nu o faci. Nu? Sunt copii la școală care sunt umiliți că încă sunt virgini. Nu? Că astăzi e la modă, la 12-13 ani, să ai primele experiențe în domeniul ăsta, nu-i așa? Este teribil. Să nu furi. Wow! Să nu mărturisești trâmp, să nu furi, nu? Gândiți-vă, numai imaginele acelea când se întâmplă răscoalele astea prin câteva orașe, Ferguson, de exemplu, nu? Sparge magazinele, fiecare fuge cu televizorul în spate, cu ceva, nu? Să nu furi. Wow! Să nu mărturisești trâmp, să nu poftești nu-i al tău. O societate care calcă toate poruncile de la 1 la 10, a dărâmat complet zidul de protecție. Suntem la discreția șarpelui, care ne mușcă proprii noștri copii. Ne mușcă pe rând pe fiecare. Un al doilea zid care ar trebui să-l păzim și să avem grijă de el este zidul familiei noastre. Și am ales special subiectul ăsta pentru că am avut și în dimineața asta despre VBS și sunt bucuros, sunt mândru să avem familii bune care investesc în copii și au grijă de copii. Cred că totul începe de la ordinea autorității în familie. Dumnezeu a stabilit în 1 Corinteni 11:3, dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Există o structură divină de autoritate în familie. Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii, cei doi capul copiilor, dacă vreți. Aceasta este ordinea stabilită de Dumnezeu în familie. Ei, împotriva acestei ordini a lui Dumnezeu stabilite astăzi, luptă din toate puterile feminismul contemporan. Este foarte adevărat că femeile au avut multe de suferit în istorie. Încă și acum au de suferit în multe țări din lume. Sunt nedreptățite și nu este corect. Dar când din această nedreptățire, dacă vreți, se trece la extrema cealaltă și feminismul contemporan a demolat complet această ordine divină a lui Dumnezeu stabilită pentru familie. Trăim într-o societate foarte periculoasă. La școlile noastre, 90% din teacheri sunt femei. Aproape nu sunt profesori în școlile de astăzi. Lucrul ăsta se va vedea asupra generației care este crescută într-o mentalitate feminină.
lipsește bărbăția unei generații. Eu mulțumesc Domnului pentru un profesor care l-am avut în școlile primare de meserie tractorist, care știa să ne bată pe toți de la 1 la 21, că atâția eram, două clase, ne bătea de 2-3 ori pe zi. Am cunoscut bățul ăla cu care se mai mișca și lemnele în foc, în teracotă, cu el, și era negru așa la vârf. Dacă l-aș vedea, așa astăzi l-aș cunoaște. Că mi s-a întipărit bine pe spinare. Astăzi nu este voie să spun niciun cuvânt rău unui copil. It's abused. Am scos din Biblie toate versetele care vorbesc despre nuia. Acum, eu nu recomand deloc metoda profesorului meu. Deloc. Dar mă uit cu îngrijorare la filmulețe puse de educația românească la ora actuală în care elevii îl bat pe profesor. Și ăsta n-are voie să se apere. Efectiv îl bat pe profesor în clasă. Iese plin de sânge afară din clasă. Ordinea divină în familie. Dacă nu păstrăm această ordine, demolăm zidul construit de Dumnezeu. Haideți să vorbim puțin despre protecția părintească, nu? Haideți să vorbim puțin despre plecarea de acasă prea devreme a copilului nostru, a adolescentului american. Plecarea de acasă a fiului risipitor. Haideți să vorbim despre neascultarea aceea de părinți, care este sponsorizată la ora actuală. Fetița ta de 12-13 ani este încurajată de profesorii de la școală să ia pastile anticoncepționale. Dar n-are voie să ia o aspirină la școală fără aprobarea ta. Este încurajată de școala de astăzi să trăiască în imoralitate și dacă face copii, există clinică de avorturi pe care școala o trimite acolo unde trebuie să o scape de probleme. Okay? Fără știrea ta. Fără știrea ta. Gândiți-vă la aceste lucruri și uitați-vă cum zidul acesta de protecție părintească este demolat. În Europa, la ora actuală, ați văzut drama asta a familiilor de români aflate în alte contexte culturale, li se iau copiii. Acum este cazul unei familii din Anglia căruia li s-au luat copiii și copiii au fost dați unei familii, chipurile de homosexuale. Este o luptă cumplită. Tați și mame români băgați la pușcărie pentru că au comentat, pentru că n-au fost de acord cu un asemenea procedeu. Zidul familiei este atacat în fiecare zi de societatea aceasta coruptă în care noi ne aflăm. Trebuie să luptăm pentru asta. Trebuie să ne apărăm proprii noștri copii. Ar vrea să spun ceva și despre zidul bisericii ca familie extinsă, zidul bisericii locale. Apostolul Pavel spunea să nu părăsim biserica cum au unii obicei, pentru că și pe vremea aceea erau unii care aveau obiceiul să părăsească biserica. Pentru că avem nevoie unii de alții, suntem o comunitate. În afara turmei, oile sunt vulnerabile, mai repede sunt mâncate de lup oile acelea care nu stau împreună cu turma. Nu știu cum să ne sensibilizăm, să avem grijă de zidul acesta al bisericii, ca familie extinsă. Pentru că dacă îl demolăm, suntem extrem de vulnerabili. Împotriva familiei se duce o luptă îngrozitoare de a distruge această instituție, prima instituție făcută de Dumnezeu. Kim Davis, femeia aceea creștină, care știți bine, a fost la pușcărie pentru că n-a vrut să elibereze certificate pentru homosexual să se căsătorească, acum este dat în tribunal de un bărbat care vrea să se însoare cu laptopul lui. Yeah. Și asta n-a vrut să-i dea certificat de căsătorie, domnule. Ingrata de aia.
Eu aș fi dat, domnule, să se însoare și cu mașina, și cu mașina de cafea, cu orice. Trăim într-o lume nebună, absolut nebună, nebună de legat. Nebună de legat. Cine știe ce judecător tâmpit, că nu pot să-i spun altfel, liberal, nu? O să apere această cauză și o să spună, păi dacă omul are atașamente, nu, sentimente profunde pentru laptopul lui, cine îl împiede că să se însoare cu el, domnul, nu? Vrea să-i lase moșterire laptopul lui, averea lui, sau cine știe ce, domnule, nu? Nu mai vorbesc de cazuri absolut bizare. Am povestit cu cineva, a lăsat moștenire la câinele lui. Nu? Și acum este plătit cineva foarte mulți bani să aibă grijă de câinele ăsta, nu? Poate s-o însura cu el, nu? Și a lăsat moștenire. Este o luptă îngrozitoare împotriva familie de astăzi. Când se surpă zidul ăsta, nu mai există decât libertate pentru șarpe care ne va devora pe toți, ne va otrăvi pe toți. Și ultimul zid pe care ne l-a dat Dumnezeu, de care, așa cum ziceam, trebuie să avem grijă, trebuie să-l păzim, să nu-l demolăm, este zidul conștiinței noastre. În Romani, capitolul 2, versetele 14 la 15, Apostolul Pavel spune așa: căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau să învinovățesc sau să dezvinovățesc între ele. De unde avem noi simțul dreptății? De unde avem noi principiul acesta al adevărului, al binelui și al răului? Din conștiința noastră, l-a pus Dumnezeu acolo. Există o Biblie, dacă vreți, nescrisă, o carte a lui Dumnezeu nescrisă în conștiința noastră. Conștiința curată este un zid puternic de protecție împotriva celui rău. De foarte multe ori Biblia spune așa: dacă nu ne condamnă inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, 21: prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Când venim cu o inimă care ne condamnă, cu o inimă care ne învinovățește, cu o conștiință care ne aduce aminte, toată săptămâna asta ai făcut numai rele, toată săptămâna asta ai bârfit, toată săptămâna, și vii să te rogi, nu mai ai îndrăzneală la Dumnezeu. Nu mai ai îndrăzneală la Dumnezeu. Strigătul psalmiștilor era unul singur: cercetează-mi inima, verifică-mi conștiința, cercetează-mă, Doamne. În Psalmul 66, versetul 18, psalmistul zice așa: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dumnezeu m-a ascultat pentru că am avut o conștiință curată înaintea Lui. Faceți ce știți și păstrați-vă o conștiință curată. Păstrați-vă o conștiință curată. Este un zid de protecție împotriva diavolului. Iată, vine cel rău, de el n-are nimica în mine. Nu? Domnul a spus: vine, la mine nu găsește nimic. N-am nimica de la el la mine. Dar când are diavolul cuiulul Pepelea, vine la el. Nu? Știți povestea? Pepelea așa văd-o casa, dar a zis că o vinde, sigur că da, dar numai un cui să-i lase. Un cui în perete, să fie al lui, nu? Și când era lumea mai dragă celuia care a cumpărat casa, venea pe pelea să-și pună haina în cuiul lui, nu? Așa face diavolul. Are un cui, sau mai multe cuie, nu? În viața noastră, și vine să-și agațe lucrurile lui când este nouă lume mai dragă. Când surpăm zidul conștiinței,
Surparea aceasta este sursa celor mai multe boli psihice. Gândiți-vă numai la schizofrenia fariseilor. Ăștia trăiau în două lumi deodată. Păcătoși cât se poate, dar acopereau păcatele astea cu multă religie. Boala asta a rămas aceeași până astăzi. Până astăzi. Când vedeți pe unul foarte pocăit, aveți grijă că ăsta acoperă ceva foarte grav cu pocăința aia nemaipomenită. De obicei, ăștia vor să-și impună standardul ăla și ție, să fii și tu la fel ca el. A, nu ești tuns bine, nu ești îmbrăcat bine, nu ești pe linia cea bună. E? Cred că unii care mă urmăresc pe mine acum o să spună, băi, nenorocitul ăsta, uite că nu poartă cravată, e cu mânecă scurtă. Înainte zicea, uite, nenorocitul ăsta poartă cravată. Oricum o întorci, tău rău iese. Tot rău iese cu ăștia. Nu contează ce faci. Domnul a spus despre ăștia, v-am cântat de joc și n-ați jucat, domnule. V-am cântat de jale, n-ați plâns. Păi vouă nu vă place muzica mea deloc. Schizofrenia fariseilor. Ăștia nu vor scăpa nepedepsiți, să știți. Șarpele așteaptă accesul în breșa creată de conștiința ta. Nu fă nimic împotriva conștiinței tale. Nu fă nimic. Ai grijă de ea. În final, câteva concluzii. Numărul 1. Verifică și întreține zidurile de protecție. Nu este suficient să le ai, trebuie să le întreții. Trebuie să le întreții. Poți să ai o casă nemaipomenit de frumoasă, dacă nu faci întreținere, în câțiva ani, azi pică una, mâine alta, varul de pe perete. Și dacă te ajută și altcineva la operația asta, degradarea e mult mai repede. Țin minte că eram la țară, eram copii, noi am fost 4 frați, tot la 5 ani unul de altul, diferență. Și ni s-a părut foarte drăguț că ăla mic care făcea multă larmă prin casă, nu? Așa, ne-a lăsat în pace. Auzeau numai niște bubuieli de undeva de afară. Lucrează. Ia, a pus mâna pe un ciocan și a dat jos tencuiala de pe perete pe jumătate din coridorul de afară. Bucată cu bucată. Dă-i, a muncit puternic de tot. I-am adus aminte acum că l-am întâlnit în Australia, am zis, bă, tu de mic copil ai lucrat la demolări. Zidurile trebuie întreținute, trebuie și întreținute. Verifică-le din când în când, cum stai cu legea lui Dumnezeu, cum stai cu relațiile de familie, cum stai cu conștiința, sunt la locul lor, sunt puternice, s-a strecurat, s-a produs vreo surpătură undeva, repară-o cât se poate de repede. Cât se poate de repede. 2. Șarpele va pătrunde întotdeauna prin spărtura zidului. Întotdeauna prin spărtura zidului. La țară, în jurul satului era gard, întotdeauna să nu meargă animalele oamenilor, să intre pe hotar, cum se spunea, să mănânce porumbul, cu, mă rog, grâul și așa mai departe, să nu intre să facă pagube. E bine, din loc în loc și din când în când se spărgea gardul și pe acolo intrau animalele. Foarte ciudat, tot pe acolo se spărgea, unde s-a mai spart odată. Okay? Apoi oamenii făceau peste gardurile acelea care de obicei erau din spini mari, făceau câte o, ca un fel de poduleț de treceau să-și meargă la ogorul lor și să creau niște cărări așa prin, pe câmp. Cei care aveau ogorul exact acolo unde se făcea chestiunea asta erau foarte supărați că prin pământul lui se făceau cale și astupau aia. Și iară cineva venea și și-o desfăcea și iară circulau pe pământul lui. Știți că diavolul întotdeauna va încerca să intre prin acelea găuri prin care a mai intrat odată
pe care noi le-am reparat și n-am fost veghetori să le întreținem și să avem grijă de ele. Știți că cei care au adicția asta cu băuturile, toată viața ei trebuie să spună: eu sunt un alcoolic, chiar dacă nu mai bea. Pentru că el știe, are o strungă, are o breșă prin gardul existenței sale prin care a intrat satana. Și trebuie să aibă grijă de aceea toată viața lui. Toată viața lui. Fortifică-ți relațiile cu Dumnezeu, familia și biserica. Sunt trei domenii în care ar trebui să avem grijă de relațiile noastre. Să întreținem relații bune cu Dumnezeu, cu membrii familiei noastre și cu biserica de care aparținem. Și ultimul lucru, cercetează-ți zidul conștiinței în lumina Scripturii cât mai des posibil. Cât mai des posibil. Unul dintre motivele pentru care venim la biserică este că la biserică suntem provocați de lumina Cuvântului lui Dumnezeu și ne putem verifica conștiința noastră. Îmi pare rău de cei care lipsesc în mod obișnuit, așa, pentru că au mai puține șanse să fie confruntați de Cuvântul lui Dumnezeu și să își verifice conștiința în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să încheiem în această dimineață cu o rugăciune și să ne rugăm fiecare ca zidurile care Dumnezeu ne le-a dat, zidul legii sale, zidul familiei noastre și zidul conștiinței noastre, Dumnezeu să ne dea putere să le păstrăm integre, solide, să ne dea putere să le verificăm și să le întreținem, ca relațiile cu El, cu familia și cu conștiința noastră să fie cele mai bune. Vă rugăm să vă ridicați în picioare și haideți să ne rugăm cu toții Domnului.